Bună seara, bine v-am găsit la știrile Teleuniversitatea. Eu sunt Caterina Ledrer. Modernizarea stadionului Știința ar putea reprezenta primii pași mari făcuți către un campus universitar verde, asemănător celor din Occident. La finalizarea proiectului, în zona bazei 1 a UPT, vor apărea sute de locuri de parcare, astfel că mașinile ar putea dispărea din zona complexului studențesc. Trei firme s-au înscris la licitația pentru extinderea și modernizarea stadionului Știința. La finalul proiectului, pe terenul din spatele meu, aflat între strada Traian Lalescu și stadionul Știința, va apărea o nouă clădire, care va avea o tribună cu 3.000 de locuri, spații tehnice, grupuri sanitare, vestiare, sală de forță, ba chiar și o cafenea cu terasă. În plus, la parterul și la etajele clădirii vor fi construite sute de locuri de parcare. Ceea ce ar putea însemna un prim mare pas făcut către un campus universitar mai ecologic. Goana după locurile de parcare s-ar opri, iar zona va deveni mult mai liberă de mașini și, ca atare, mai puțin poluată. Noi am lansat deja și, din câte știu, sunt trei oferte puse pentru, așa am înțeles, pentru stadionul Știința, pentru tribună. Acum noi gândim acolo puțin mai elaborat proiectul, chiar dacă inițial era gândit ca o tribună și cu o zonă de parcare. Noi gândim ca acea zonă de parcare să ne facă să scoatem toate mașinile din acest areal de campus universitar, să transformăm într-un campus verde sau, mă rog, în care oamenii vin cu biciclete, sau, adică să-l adaptăm la ceea ce ne dorim de la un campus universitar modern. Pe acoperișul clădirii se va juca mini-fotbal, pentru că vor apărea două astfel de terenuri. Lucrările ar putea începe chiar din acest an, dacă licitația nu va fi contestată. Universitatea Politehnică Timișoara pune la bătaie 44,2 milioane de lei, cu tot cu TVA, adică aproape 9 milioane de euro pentru extinderea și modernizarea bazei sportive numărul 1. Odată finalizat proiectul, nu doar că întregul campus universitar va primi o nouă înfățișare, dar UPT va putea oferi o nouă bază sportivă modernă Timișoarei. Baza sportivă numărul 2 a Universității Politehnică este deja cea mai complexă din Timișoara, având bazine de not, saună, terenuri de tenis, basket, volei, dar și terenuri de fotbal. Zilnic, sute de sportivi timișoreni beneficiază de complexul sportiv Politehnist. Guvernul a aprobat miercuri măsurile de relaxare care vor intra în vigoare de la 1 august. Deși executivul a venit cu câteva ajustări, nu putem spune că românii își vor relua viața de dinainte de pandemie. Noile reguli permit participarea unui număr mai mare de persoane la evenimente culturale și sportive, acolo unde incidența este mai mică sau egală cu 2 la 1000 de locuitori. În continuare, specialiștii spun că soluția revenirii la normalitate este vaccinarea. Deși toată lumea așteaptă revenirea la normalitate de dinainte de pandemie, lucrul acesta nu este posibil încă. Guvernul a anunțat un nou set de măsuri de relaxare, însă suntem departe de a avea libertatea deplină de a participa la anumite activități. Am aprobat măsurile de relaxare a restricțiilor de la 1 august. Relaxare este un cuvânt puternic astăzi, pentru că nu se relaxează foarte mult aceste măsuri, multe dintre ele sunt menținute. Eu cred că vom merge pe principiile care am mers și până acum, și le vedeți și în aceste hotărâri ale CNSU. Cred că acolo este clar că vrem să, în continuare, să menținem economia deschisă, să nu creăm aceste probleme. Cea mai mare schimbare vine pentru organizatorii de evenimente în aer liber. Astfel sunt permise concertele și festivalurile cu public de până la 75.000 de oameni, în localitățile unde rata de infectare este mai mică sau egală cu 2. Pe lângă biletul de intrare la eveniment, spectatorii mai trebuie să prezinte și unul dintre cele trei acte care dovedesc faptul că au trecut prin boală, sunt vaccinați cu schema completă sau au un test negativ. Vorbim de continuarea relaxării măsurilor instituite pentru diminuarea impactului epidemic, dar cu stabilirea unor noi praguri ale incidenței cumulate de la 14 zile. Astfel avem acum un nou prag care a fost stabilit de 2 la 1000, iar măsurile care acum o să le menționez vor fi corelate inclusiv la pragul de 2 la 1000, care este sub cel care a fost înainte de 3 la 1000, ca să putem să revenim în sensul în care, dacă în unele localități sau în unele zone, incidența continuă să crească. Reguli noi sunt și pentru evenimentele sportive care se țin în spații închise. Autoritățile spun că se poate ocupa 75% din capacitatea sălii, doar dacă se asigură o distanță de minimum 1 metru între spectatori. Desfășurarea activităților recreative și sportive în aer liber cu participarea cel mult 50 de persoane care nu locuiesc împreună, dacă incidența acumulată este egală sau mai mică de 2 la 1000. Evenimentele private se pot organiza cu până la 150 de persoane în spații închise și 200 în spații deschise, iar participarea este necondiționată. Dacă se organizează evenimente cu până la 400 de persoane, condiția este ca acestea să fie vaccinate, testate sau trecute prin boală.
Din pricina temperaturilor caniculare și a disconfortului termic accentuat, în Timiș au fost redeschise puncte de prim ajutor. Sunt 7 astfel de locuri, în Lugo și în Timișoara. Aici, echipele medicale sunt pregătite să intervină în cazuri de urgență și să-i ajute pe cei cărora li se face rău din cauza căldurii excesive. În vestul țării urmează zile cu temperaturi de peste 35 de grade Celsius la umbră și cu disconfort termic accentuat. Condiții meteorologice care afectează toate persoanele, nu doar pe cei vârstnici sau pe cei care suferă de anumite afecțiuni. În aceste condiții au fost deschise 4 puncte de prim ajutor la Timișoara, la oficiul poștal numărul 1 de pe Bulevardul Revoluției, la Agenția de Bilete a Operei Române Timișoara, la oficiul poștal 5 de pe strada 1 decembrie, respectiv în piața Iosefin. În Lugo sunt deschise 3 puncte de prim ajutor la Teatrul Municipal, respectiv în piețele Ice Drăgan și cea agroalimentară. Pentru a evita complicațiile, nu uitați să vă hidratați pe măsură pe tot parcursul zilei și evitați deplasările între orele 11 și 18. Noi punem punct aici știrilor, vă mulțumesc pentru atenție, rămâneți alături de noi, urmează sport și meteo. Și nu uitați, ne vedeți în fiecare zi de la ora 18 live și pe Facebook și pe YouTube. O seară plăcută să aveți! La revedere! Politehnica Timișoara a reușit în ultimele zile să achiziționeze 3 jucători, toți mijlocași laterali ofensivi. Este vorba de Daniel Benzar, Octavian Ursu și Bogdan Minteoan. Daniel Benzar s-a născut în 1997 la Timișoara. A început fotbalul la LPS Banatul, iar la seniori a evoluat la FCSB, Academica Clinceni, FC Voluntari, Dunărea Călăraș și Rapid. Are o prezență și un gol marcat în cupele europene pentru FCSB. Este fratele mai mic al internaționalului Romario Benzar. Ursu s-a născut în 1994 la Mediaș. A jucat printre altele la CS Mioveni, UTA și Rapid. Pentru Poli a mai jucat în primăvara anului 2019, împrumutat de la U Cluj, și a lăsat o impresie foarte bună fanilor Viola. În ediția trecută a evoluat în Liga 1 cu UTA, apoi a promovat cu Rapid. Bogdan Minteoan s-a născut în 2002 la Cluj-Napoca. A crescut la CFR Cluj, iar în sezonul trecut a fost la Minaur Baia Mare, cu care a participat în semifinala barajului de promovare în Liga 2. Este fiul lui Alin Minteoan, fost jucător și antrenor la CFR Cluj. Reamintim că Politehnica i-a mai transferat pe Brnoi Zaluschi, Deveniș Mereș, Oania Serendiuc și Samuel Costia. FRF a aprobat solicitarea SSU Politehnica Timișoara SA de utilizare a mărcii Politehnica Timișoara în competițiile fotbalistice. La Timișoara va urma o noapte cu temperaturi ceva mai scăzute față de zilele trecute. Minima va fi de 21 de grade, iar cerul senin. Ziua de vineri aduce din nou temperaturi caniculare. Mercurul din termometre urcă până la 35-36 de grade Celsius, iar pe cer vor fi câțiva nori trecători. La Lugoj, la noapte, cerul va fi acoperit de nori și sunt așteptate averse. Mercurul din termometre indică o temperatură de 19 grade Celsius. Vineri sunt așteptați nori trecători, dar nu va mai ploua. Maximele anunțate se încadrează între 36 și 37 de grade Celsius. Noapte agitată la Buziaș, cerul va fi acoperit de nori și sunt așteptate ploi abundente. Termometrele vor indica o minimă de 19 grade Celsius. Finalul săptămânii vine cu un cer parțial acoperit de nori și temperaturi caniculare, astfel că vineri temperaturile din termometre urcă până la 35-36 de grade Celsius. După lăsarea întunericului, la Jimbolea cerul va fi senin și sunt așteptate temperaturi minime cuprinse între 19 și 20 de grade Celsius. Vineri atmosfera va fi fierbinte, se vor înregistra maxime de până la 37 de grade, iar cerul va fi senin pe întreg parcursul zilei. La Sân Nicolae Mare, după lăsarea întunericului, cerul va fi senin. Temperatura minimă nu va scădea sub 19 grade. Mâine cerul va fi parțial acoperit de nori și sunt așteptate temperaturi caniculare. Mercurul din termometre va atinge până la 36-37 de grade Celsius. Ne-am mai întâlnit cu pericolul și am protejat pe cei dragi, pe noi înșine, copii, părinți. Încercăm mereu să avem grijă. E timpul să învățăm să nu ne mai fie frică. Să ne protejăm și acum,
dă-ți ție și celorlalți o șansă în plus. Om cu om, oprim pandemia. Salon Kelly Image vă așteaptă la o porție de înfrumusețare. Coafură, frizerie, cosmetică și tratamente faciale. Servicii de make-up profesionist. Manicură și pedicură. Masaj și tratamente corporale. Ne găsiți în Piața Victoriei, numărul 7, din Timișoara. Stimați telespectatori, bun venit la lecția de economie. Pentru dezbaterea, pentru discuția de astăzi, am pregătit un studiu de caz pe care sper că o să-l urmăriți cu mare atenție. Această abordare se referă la relația dintre civilizația actuală, care este globală în mod evident, și importanța hidrocarburilor pentru susținerea acestei civilizații. Desigur, nu este o temă nouă, însă eu nu voi aborda ideologic, nu voi vorbi despre pericole, despre riscuri, decât într-un anumit context bine precizat și mă voi referi evident la date și la situația reală, nu la extrapolări sau viziuni cu tentă ideologică. La ora actuală este evident că dezvoltarea tehnologică, care a devenit accelerată în ultimele decenii, a generat o nouă civilizație și acest lucru nu trebuie demonstrat. Tot ce se întâmplă în prezent este rezultatul, sau cele mai importante schimbări ale prezentului au fost generate de această revoluție tehnologică. Din păcate însă, dacă eliminăm aparențele și eliminăm un anumit optimism care a fost inoculat, observăm că componenta critică, segmentul critic al acestei dezvoltări tehnologice extraordinare și al civilizației planetare, segmentul critic îl reprezintă hidrocarburile. De ce? Pentru că hidrocarburile, chiar dacă poluează mai puțin decât al combustibil fosil, de exemplu cărbunele, hidrocarburile sunt limitate, iar folosirea lor este extrem de ușoară raportat la cărbune. Această facilitate fenomenală, această, dacă îmi permiteți, versatilitate a hidrocarburilor raportat la cărbune, a transformat, să spunem, hidrocarburile într-o resursă pe care toată lumea o dorește și fără de care, de fapt, nu se poate întâmpla nimic, pentru că, în afară de automobil,
Să nu uităm, hidrocarburile sunt absolut necesare pentru producția de mase plastice și fără mase plastice, evident, civilizația actuală ar fi văduvită de o componentă esențială. Acesta este contextul. Și acum vreau să arăt că principala problemă care este legată de hidrocarburi este, în primul rând, raritatea lor. La nivelul actual al resurselor, la nivelul actual al zăcămintelor care au fost prospectate, rezervele de petrol se vor epuiza în câteva decenii și același lucru se va întâmpla și cu gazul natural. Chiar dacă se estimează că există rezerve mari de gaz natural la Polul Nord și a început deja o bătălie între marile puteri politice actuale pentru a avea un control asupra acestor resurse, chiar și aceste resurse sunt limitate. În acest context, deci în următoarele 5 decenii aproximativ, dacă nu se găsește o formă alternativă de energie, o energie alternativă, și mă refer la fuziunea nucleară, care ar putea fi singura capabilă la această amplitudine, la aceste necesități să substituie hidrocarburile, nu în totalitate, desigur, atunci lucrurile vor deveni dramatice, omenirea va intra într-o criză pe care experții școlii de la Roma, clubului de la Roma, au prezis-o, au pronosticat-o de mult, în anii 70, în secolul trecut, și lucrurile așa se vor întâmpla. Dar până atunci, să vedem care este prezentul. În prezent, distribuția hidrocarburilor și consumul de hidrocarburi sunt extrem de asimetrice. În toate dezbaterile precedente, eu am pornit de la o structurare a economiei globale în funcție de principalii actori economici, cei mai importanți la nivel global. Și acești actori, după criteriile pe care le-am folosit, sunt China, pe locul 2, deocamdată Uniunea Europeană, UE28, dar cu Marea Britanie, dacă Marea Britanie va părăsi UE28, atunci UE27 va coborî sub Statele Unite, care la ora actuală sunt pe locul 3. Urmează în continuare India, Japonia și Rusia. Acești 6 actori globali, prin nivelul de dezvoltare economică, prin PIB mai ales, la paritatea puterii de cumpărare, domină economia globală, producția lor însumată, produsul lor intern brut însumat, reprezintă mai mult de 2/3 din PIB-ul planetar. Deci este evident că acești 6 actori generează, să spunem, creșterea economică, sunt motoarele creșterii economice. Pe de altă parte, toți acești 6 actori generează și problemele cu care ne confruntăm, pentru că segmentul acela mai mic de 2/3, format din restul statelor lumii, nu are o influență atât de importantă ca și acești 6 actori. Este vorba de o distribuție Pareto, nu spun nimic nou și lucrul acesta este firesc, pentru că așa este construită planeta, așa suntem noi creați de un Dumnezeu atotputernic sau de natură pentru cei care nu cred în Dumnezeu. În acest context, cel mai mare consumator de hidrocarburi la nivelul actual sunt Statele Unite, care consumă 870 de milioane de tone de petrol și 740 de miliarde de metri cub de gaz natural per economie, la nivelul țării. Aceste date sunt din 2017, peste câteva zile vom primi date noi pentru 2018. Consumul acesta a crescut anul trecut. Per capita, americanii consumă deci cam 7 kg de petrol în fiecare zi. Vă rog să comparați ce spun medicii, ar trebui să bem 2 litri de apă în fiecare zi. Dar pentru americani, 2 litri înseamnă mult mai puțin decât 7 litri de petrol, fără de care America nu poate supraviețui. Pe de altă parte, per capita, în America se consumă aproape 8 metri cub de gaz natural în fiecare zi și aceasta arată
cât de energo-intensivă este civilizația americană și acest model, evident, tinde să se globalizeze. Pe locul 2, ca și consum, este Uniunea Europeană UE28. Nu are rost să dau date, pentru că sunt sigur că datele nu spun mare lucru unor oameni care vor să afle ce se ascunde în spatele acestor cifre. Pe locul 2 este Uniunea Europeană, care are niveluri ceva mai mici, dar foarte mari, raportat și la populație. Pe locul 3, China, care de asemenea are un consum cu o dinamică explozivă în ultimul deceniu mai ales. China a folosit până în prezent foarte mult cărbune și a evitat consumul de hidrocarburi. Pe locul 4 urmează Rusia, care în mod tradițional consumă foarte mult gaz metan. La consumul de petrol, Rusia a coborât consumul. Și în sfârșit urmează Japonia, care nu are niciun fel de rezerve de hidrocarburi și importă tot ce consumă. Și în acest clasament, India pe locul 6, dar în cazul Indiei, ca și în cazul Chinei, acest consum de hidrocarburi înregistrează o creștere explozivă. Ce probleme sunt legate de această distribuție a consumului? Există o problemă cardinală. Din acești 6 jucători, mari jucători la nivel global, doar Rusia este exportator de hidrocarburi. Toți ceilalți, inclusiv Statele Unite, sunt obligați să importe hidrocarburi. Deci, evident, cine deține resursele de hidrocarburi are un avantaj strategic și această distribuție de tip Pareto generează, după părerea mea, în mod obiectiv, conflicte și o luptă pentru stăpânirea resurselor care ține de specificul naturii umane. Evident, nu este moral să declanșeze războaie pentru a cuceri o rezervă de petrol, dar din păcate lucrurile nu se desfășoară conform unor legi morale în istoria omenirii și omul este o ființă imperfectă, ca să nu spun mai mult, din punct de vedere moral. Este o ființă păcătoasă și acest lucru generează foarte multe conflicte și violență. Acum, pe lângă Rusia, care este cel mai mare, care are cele mai mari rezerve de gaz la nivel global, este urmată imediat de Iran, de Qatar și de Turkmenistan. Aceste 4 țări dețin peste 70% din rezervele globale de gaz natural. Imaginați-vă ce distribuție asimetrică. 4% din populația globului deține peste 70% din rezervele globale de hidrocarburi. Și, evident, Rusia, fiind un lider, coagulează, să spunem, sub forma unui cartel, distribuția gazului, un cartel pe care Statele Unite îl contestă și încearcă să-l destabilizeze sau să-l desființeze. Iar în cazul petrolului, Rusia este a cincea raportată la nivelul rezervelor. Pe locul întâi este Venezuela, urmează de asemenea Iranul, dar pe locul 3 și pe locul 2 Arabia Saudită. Canada, care are rezerve foarte mari și așa mai departe. Pe scurt, dacă detașăm Rusia din acest clasament al deținătorilor de resurse, Rusia deține cam o treime din resursele de petrol și de resursele de gaz, iar ceilalți, și mai ales Orientul Mijlociu, deține cam două treimi. Deci, în acest context, Orientul Mijlociu reprezintă o zonă de mare impact și de mare interes, iar Rusia, la rândul ei, reprezintă un actor care nu poate fi neglijat în ceea ce privește interesele pe care le are în gestionarea acestor rezerve de hidrocarburi. Desigur, în ultimii 20 de ani, lucrurile au înregistrat o schimbare față de trecut. În primul rând, există temeri, și lucrul acesta a fost demonstrat, că resursele de
hidrocarburi se vor epuiza, cum am spus, iar pe de altă parte, la nivel planetar, a apărut o criză ecologică, o criză generată de emisiile de bioxid de carbon. Este adevărat, hidrocarburile prin ardere degajează mai puțin bioxid de carbon și mai puțină toxicitate raportat la cărbune, de exemplu. Și în aceste condiții, mai ales statele din Europa au încercat și încearcă să substituie cărbunele prin gaz natural sau prin petrol și acest lucru se întâmplă mai ales în cazul Indiei și al Chinei. Deci asistăm în prezent la o restructurare a consumului de combustibil fosil, mai ales în cazul Indiei și al Chinei, iar Rusia este undeva la mijloc. Deci ea are acum mai multe oportunități de a exporta. Dacă Uniunea Europeană nu mai dorește să importe din Rusia, ea își va dirija imediat exporturile spre China și India, care sunt niște consumatori imenși, pentru că ei sunt abia la începutul procesului. Și în următorul deceniu, nevoile lor de hidrocarburi vor fi foarte mari. Acum, ca să închei această prezentare, care sper că nu a conținut prea multe cifre, am vrut doar să pun în evidență marele discrepanțe, marele disparități în ceea ce privește consumul și distribuția rezervelor, ca să putem înțelege ce se va întâmpla. Am vrut de asemenea să arăt, și fără să folosesc figuri de stil care nu sunt uzuale, eu aș spune că civilizația contemporană este ca un minotaur pe care trebuie să-l hrănim, la fel ca și minotaurul din mitologia greacă. Dar sigur, în mitologia greacă, minotaurul mânca copii, dar copiii pe care îi dorește minotaurul actual sunt hidrocarburile. Și acest consum de hidrocarburi nu va putea fi limitat pe termen scurt. Aș vrea doar să spun că Statele Unite și Uniunea Europeană consumă o treime din raportat la consumul global, deci ponderea consumului de hidrocarburi în cazul Statelor Unite și Uniunea Europeană reprezintă 33% din consumul global de hidrocarburi, și la petrol și la gaz natural. E adevărat, americanii importă doar petrol, cam 15% din consum, și la ora actuală nu mai importă gaz natural. Deci America este mult mai liberă, își poate permite să facă jocuri, cum se spune acum, își poate permite să importe din Canada, să reexporte în Europa, deci poate influența politicile comerciale și distribuția aceasta de tip monopol pe care OPEC-ul în domeniul petrolului și Rusia, prin sistemul de alianțe care și l-a creat, încearcă să le impună. Aceste carteluri care încearcă de să impună anumite prețuri, anumite cote și anumite trasee în ceea ce privește distribuția hidrocarburilor, sunt contestate și contracarate, în primul rând, de Statele Unite, de Uniunea Europeană, desigur nu cu aceleași mijloace, iar și de China, în mod evident, China este un mare jucător la nivel global, cea mai defavorizată este Japonia. Și acum am să prezint câteva date finale pentru dezbaterea de azi. Am arătat ce pondere au Statele Unite și Uniunea Europeană. Deci, aceste două mari zone economice, cele mai importante ale planetei după China, consumă deci cam o treime din rezervele și din resursele de hidrocarburi. Dar populația acestor țări este de doar 10-11% raportat la populația totală a globului. De 10% din populație consumă 33% din hidrocarburi. Această distribuție asimetrică arată și marea responsabilitate pe care civilizația occidentală o are referitor la viitorul ecologic al planetei. Și aceste lucruri, dumneavoastră le știți, există dezbateri destul de incitate legate de acordul de la Paris, un acord pe care America nu-l mai dorește, dar e o abordare politică și nu vreau să intru în asemenea zonă. Pe de altă parte, cea mai defavorizată mare putere economică este Japonia, care importă tot petrolul care îl consumă și tot gazul natural. Desigur, japonezii au redus ceva, mai ales la gaz natural din consum, și ei folosesc cărbune.
Însă Japonia rămâne, cum să vă spun, total dependentă de aceste importuri și politica ei trebuie să fie extrem de prudentă în raport cu Arabia Saudită, cu Rusia, cu Statele Unite, nu trebuie să-i supere nici pe americani, dar nici pe ruși, mai ales că are un contencios teritorial cu Rusia. Japonia, deci, are o poziție destul de complicată. Pe de altă parte, așa cum am arătat, India consumă doar 5% din consumul raportat la consumul global de petrol, deși are o populație de 1 miliard și 400 de milioane de locuitori, raportat la 7,5 miliarde, deci aproape 20% din populația globului, și consumă doar 5% din petrolul consumat la nivel global. India este la începutul dezvoltării sale în ceea ce privește consumul de hidrocarburi, dar nevoile ei vor crește fenomenal în următoarele decenii. În privința gazului, indienii consumă doar 1,5 din consumul global. În privința Chinei, lucrurile sunt mai complicate. China este mult mai dependentă. Ea consumă 14% din consumul global de petrol și aproape 7% din consumul de gaz. Și chinezii sunt abia la începutul acestui proces, pentru că în China se consumă foarte mult cărbune și cei care au fost acolo și media ne avertizează că în China există cea mai mare poluare. China reprezintă la ora actuală cel mai mare poluator, mă refer la nivel statal, pentru că se consumă și hidrocarburi și foarte mult cărbune. Acesta este tabloul la nivel global. Eu m-am străduit să-l conturez fără accente ideologice. Să vedem ce se va întâmpla. La ora actuală, bătălia se duce în acest ring, dacă doriți, în această arenă a hidrocarburilor, între Statele Unite, Rusia pe de-o parte și Uniunea Europeană, pentru că Germania și Uniunea Europeană, deși și în cadrul Uniunii Europene sunt tot felul de poziții, dar Germania dorește o conductă separată, așa numitul Nord Stream 2, care să-i asigure în totalitate nevoile de gaz natural din Rusia, și această conductă se va termina probabil în decembrie, și atunci Germania va fi complet neutră în ceea ce privește competiția, pentru că va avea un furnizor sigur și va primi ceea ce are nevoie. În schimb, probleme în Europa vor apare, inclusiv pentru țara noastră, pentru că rușii vor suspenda tranzitul prin Ucraina. E o decizie politică, în mod evident. Relațiile dintre Rusia și Ucraina sunt tensionate, sunt aproape explozive și în acest context rușii vor suprima tranzitul pentru a pedepsi Ucraina. Ucraina nu a mai avut dreptul la taxe de tranzit. Lucrurile se vor derula într-o cheie politică, vom vedea ce se va întâmpla. Să sperăm că nu vor apare factori suplimentari de natură să amplifice acest conflict legat de consumul de hidrocarburi și distribuția hidrocarburilor. Vă mulțumesc pentru atenție! Îți place să citești? Ești pasionat de gastronomie? Vrei să fii mereu un pas cu moda? Teleuniversitatea te ține în trend. Urmărește rubricile Politehnica 360 de grade în fiecare vineri seara.
Timișoara este cultură. Deschide-te, lasă locul să-ți vorbească. Fii la curent cu viața artistică a orașului. În fiecare vineri, la Timișoara Culturală, cu Tudor Crețu. Încotro ne îndreptăm. Fiecare dintre noi are propriul țel, dar până să ajungem acolo, ne alegem calea. Eu propun ca, indiferent de parcurs, să urmăm drumul spre sănătate. Sunt Mihaela Andrea și vă dau întâlnire în fiecare miercuri seara. Bun găsit, dragi prieteni! Suntem la emisiunea Studenții de ieri. Eu sunt Silvia Gherasim și astăzi în platou am un invitat extrem de special, profesor doctor arhitect Vlad Gai Voronski, șeful Ordinii Arhitecților. Fost! Bine că m-ați corectat! Fost. Toată lumea așa vă știe. Da, după 8 ani de slujbă, în slujbă, cum ar veni, în serviciu, o are Timiș, Ordinul Arhitecților. Oricum, o titulatură nu se termină așa, dacă ați fost atâta timp. Păi, am fost președinte, deci a trebuit toată lumea să mă ia cu președinte. Toată viața o să fiți domn președinte, probabil. Doar domnul decan de la arhitectură mă tratează în felul ăsta. Ok. Domnule Vlad Gai Voronski, ați absolvit UPT-ul, emisiunea se numește Studenții de ieri. Ce v-a determinat pe atunci să alegeți așa un domeniu care era un pic, nu știu, ciudat, cotropit încă, era ceva inedit. Probabil că insistența tatălui meu, care era inginer constructor și lucra cu arhitecți, a contat foarte mult. Okay. El a sesizat că de copil desenam, făceam acuarele, mm-hmm, și a observat că desenez la puncte de fugă. Arhitecții înțeleg ce e asta, să desenez în perspectivă renascentistă, cum ar fi. Așa, instinctiv. Și el a insistat mult. Eu m-am dus la un liceu de cultură generală, la Loga, și eram destul de cu capul nori. Chit că m-am dus la speciala de fizică. Dar n-am fost convins. Dacă nu insista el, aș fi mers mult, poate chiar și către muzică, ceea ce și acum mă pasionează și mai și încerc. Și, da. Eu vă cred, mă gândesc că această meserie, ocupație, pasiunea arhitecturii se îmbină și nu ar putea exista fără o latură artistică. Da. Adică o viziune în spațiu este una. O viziune frumoasă, spațiu este alt. Corect. Este nevoie de muzică, de literatură și de arte plastice pentru profesia asta. Asta e cert. Cât de greu era să intrați atunci la arhitectură și ce a presupus acest lucru? Pentru că din liceu nu se studiau neapărat unele lucruri. Concurența era destul de mare, atât la Institutul de Arhitectură Ion Mincu, cât și la secțiile care se înființaseră în 70, respectiv la noi, la Iași și la Cluj. Erau cam 3-4 pe un loc. Era o probă de desen și una de matematică. Și mai era și faptul că toate școlile acestea trei regionale și în București, după primii trei ani, aveam baraj. Și cam 50% mergea mai departe să facem 6 ani. Era un fel de bachelor și master al timpului. Cum vi s-a părut când ați intrat la facultate? Și ce v-a impresionat? Să lăsăm părțile mai puțin bune pe sfârșit. Atunci, pe moment, fiind totuși studenți într-un oraș așa cosmopolit și destul de avangardist la scara României, nu am conștientizat nici eu, nici cei din generația mea, ceea ce trăim. Acum, pe măsură ce trece timpul, suntem din ce în ce mai uimiți de ceea ce a fost atunci școala de la Timișoara. Și anume? La ce vă referiți? Hai să facem o comparație neapărat. Da, mă refer la faptul că a existat o libertate asumată atât de conducerea secției, era pe atunci prodecan, regretatul domn arhitect Haralambie Cocheci,
exista deci o libertate, n-aș vrea să se înțeleagă libertinaj, dar în orice caz ar trebui să-l auziți pe Baniciu ce povestește. El a fost studentul cu numărul 1. Wow. A intrat în 70, în prima generație. Bun, a terminat un pic mai greu, dar a reușit. Cred că un an a mai pierdut. Nu contează. Deci am tot soi de povești cu el, pentru că noi suntem foarte curioși de ce a fost înaintea noastră. Noi am intrat, generația mea a intrat în 76. Deci ei au intrat în 70. Acum adun material, fotografii din anii de dinainte. Este uimitor. A fost un balans între științele tehnice și învățarea arhitecturii ca disciplină tehnico-artistică. Pe de o parte, au existat, și aici trebuie să-i număr pe alături de domnul Cocheci, pe domnul Fackelmann, pe Cristian Miloș, pe domnul Gavra, pe toți profesorii care au fost, domnul profesor Victor Gioncu, care cel puțin câțiva am ținut legătura cu dânsul și am lucrat cu dânsul până în ultimele zile de viață ale dânsului, în 2013. Vă dați seama ce noroc am putut avea. Deci a existat această aripă, această, știu eu, acest profil al școlii care se regăsea și la Cluj, și la Iași, și în București. Bun, cu București e o poveste mult mai complexă. Acolo existau generațiile de arhitecți interbelici și deci da. Acolo e o poveste foarte specială. Dar pe lângă ei mai existau câțiva, doamna Colțescu, Michi Mureșan, care predau sociologie, filozofie, remarcabil, iarăși privind înapoi, și apoi, desigur, personalitatea exotică în acei ani, a lui Ștefan Bertalan, dar care timp de un an, pe fiecare dintre noi, în toate generațiile, ne-a marcat cu studiile pe culoare, pe formă, pe natură, cum l-a definit colegul lui de Sigma și de 111, Constantin Flondor, nu, l-a definit ca un Leonardo contemporan. Deci, un asemenea noroc nu l-au avut colegii noștri din țară. Și imaginați-vă pentru generația mea în 78, în mai, să faci în tot parcul Scudie un mare muzeu temporar, în aer liber, cu lucrări efemere, ilustrând manualul de pictură al lui Leonardo cu wow. instalații în 78. Wow. Vă spun, cred că la miliție erau toți cu mâinile pe walkie-talkie, sunt convins. Și inclusiv cred că dintre cadrele didactice de la arhitectură au avut mari emoții. Wow. Chiar că cred că și domnul Cocheci și asistenții lui Bertalan. Ar fi interesant dar să povestească. Nimic, nu? Chit că a început să vină lumea să ne ajute să facem, să dregem în perioada aia așa lucruri din astea așa spontane nu erau agreate. Erați fascinat, să înțeleg, la maximum deci, de tot spun, ce se întâmpla spun, în facultate. A existat disciplină pe de-o parte, dar a existat o deschidere și un efort. Deci noi am muncit foarte mult în comparație cu alți studenți. Probabil ne putem compara cu mediciniștii care aveau de învățat în neștire. Și noi am făcut nopți albe cu Emil Uitan în clădirea de pe Republicii. Aveam acolo în ateliere magnetofoane, aveam inclusiv ustensile de făcut mâncare, nu mai vorbesc de ceai, da, cafea. Da. Chit că exista și barul, cum îi spuneam noi, cafeul de lângă scară. Dar era o lume într-o lume. Deci amintirile sunt din ce în ce mai colorate. Pe măsură ce trece timpul, anumite lucruri se decantează, ok, sigur că au fost probleme, sigur că la un moment dat domnul Cocheci a trebuit să ne certe, să ne amenințe că ne dă afară, că mai știu eu ce. Da? Dar astea n-au importanță. Dânsul a știut să țină echilibru. Cum credeți că v-a ajutat o asemenea facultate în traseul sau pe traseul profesional mai departe? Care credeți că au fost punctele tari de care ați putut să vă agățați și pe care ați putut să vă bazați în meseria de arhitect? Păi, pe de o parte, ce vă povesteam despre Bertalan ne-a deschis o lume de gândire și de înțelegere cu exemple de abordări holistice asupra
artei și arhitecturii, el insista, nu insista mult pe arhitectură, nu. Considera că se învață disciplina asta mult prea, știu eu... Tehnic. Da, tehnic și cu rețete. Cu rețete. Și era împotrivă și avea polemici cu domnul Fackelmann pe tema asta și cu ceilalți. Puncte fixe, ce trebuie respectate. Da, exact. Și apoi în 90-91, când noi am început ca asistenți și a văzut ce făceam noi, elemente de limbaj foarte filologice, a venit să ne certe și pe mine și pe domnul Andreescu și pe ceilalți. Măi, oameni buni, învățați-i să înțeleagă lumea din jurul lor, învățați-i să... Cu asta ne-am ales. Ne-am ales cu un spirit, cred eu, destul de critic, mulți dintre noi, în a nu lua de gata ce primești și să devii așa un fel de robot din potrivă. Asta pe de o parte. Pe de altă parte, și de la domnul Fackelmann, de la domnul Dancu, nu l-am menționat, am învățat că, să citez, și o clanță este un întreg proiect. Deci... și că detaliul ascunde un întreg cosmos. Deci asta iarăși am învățat în acei prim trei ani și ne-au ajutat în următorii trei. Domnul Gioncu ne-a făcut un curs, ne-a ținut un curs care era foarte intuitiv de structuri, de structuri de rezistență și țin minte că prin anul 4-5 marele profesor Cismigiu din București, Alexandru Cismigiu, o somitate. După care e aprecia... și numărul... Nu. Bun. Nu știu care e relația de nume cu parcul. Deci, dânsul aprecia mult pe tânărul Gioncu de atunci și când, păi voi timișoreni, în plin curs la Mincu, cu 200 de oameni, voi timișoreni, n-aveți treabă, că ați făcut cu Gioncu. A spus-o acolo, eu l-am auzit. Da, pentru că și știința asta a structurilor poți preda mai sec, ca pentru ingineri, pentru oameni care trebuie să știe să aplice standardele, să fie foarte exacți, dar și poți să o predai mai vivace, ca pentru arhitecți. Arhitecții au nevoie să înțeleagă structurile, dar eventual să le și înnoiască. Uneori e bine să nu știi nimic și să te arunci în apă. Vai, că poate nu-ți mai frumos. Ce complicat da. Mi se pare. Și toate astea le-am primit aici în școală și am avut curaj, ne-au dat curaj. Imaginați-vă, acum venind în coace și nu știam ce o să mă întrebați, mi-am amintit că în anul întâi, eu nu știu ce m-a apucat, mi-am asumat o responsabilitate să fac un club de jazz acolo în subsolul de la pe Republicii. Wow. Și țin minte, o dată sau de două ori ne-am adunat și am ascultat. Mulți considerau că ăștia cu jazzul suntem snobi și era festivalul de la Sibiu care ne făcea cu ochiul. Taică mi-au cântat jazz și am ascultat de mic, dar asta e. Okay. Și țin minte că tot acolo am lansat, nu un album de jazz, ci albumul Wish You Were Here al lui Pink Floyd. Țin minte exact atmosfera. Nu era jazz. Ok. Era muzică bună. Da. Și așa au fost vremurile. Nu, n-a fost cenușiu, cum cred poate unii, România dinainte de 90. Nu. Nici nu știu acum cu ce întrebare să continui, pentru că am foarte multe interesante, dar știu că sunteți autorul unor proiecte de arhitectură și urbanism din acest oraș minunat. Unele chiar foarte vizibile, da. Trecem de prea, sute prea de ori pe lângă, da, okay, ele. Unul dintre ele este chiar, fără să dăm nume așa de firme sau, da, companii, este clădirea centrului de business. În 700? Da. Da, sunt 5 clădiri. 5. Dar îmi place că ați spus clădirea. De ce? Ideea nu mă era, la emoțiuni, era scuze, să fie percepută ca un ansamblu, ca un cașcaval tăiat în felii. Și faptul că ați spus clădirea mi-a picat bine. Da. Cum, de exemplu, la acest proiect pe care toată lumea îl știe, cât este de complicat? Okay. Pe o scară de la 1 la 100. Eu atâta vă pot spune. Îndeopște în lumea de azi, proiecte de genul ăsta le fac birouri cu minim 50 de persoane. Okay. Dacă nu mai mult, birouri care au toate programele și toate licențele posibile la, da, ultimul răcnet, care lucrează în Building Integrated Modeling, adică
și ingineriile toate cu arhitectura pe aceeași platformă digitală. Deci sunt anumite standarde. Noi am intrat în aceste proiecte fiind un birou mic la scara mare a lucrurilor. La scara Timișorii sau României, un birou poate către mijlociu. A fost foarte dificil. Cât și lucrat? Cât, la proiectul ăsta s-a lucrat începând din 2005, primele etape urbanistice, plan urbanistic de detaliu și un studiu de fezabilitate pe prima clădire făcut ca un doctorat, realmente vă spun. La mod normal, în alte părți, în Germania, de exemplu, unde există doctoratele profesionale, ăla putea fi prezentat ca o lucrare de doctorat, e adevărat, pentru mai multă lume, nu numai pentru unul. Da. Și pentru ingineri, și pentru cei de, inginerii de instalații și cei de structură. Acolo am lucrat tot cu domnul John, cu domnul Moșoarcă. Deci, asta s-a făcut în 2005 și din 2006, autorizarea de construire și așa pe prima clădire, au început rând pe rând toate proiectate, dar în virtutea unui plan, unui plan anticipativ, cum să vă spun eu, era... În același timp acolo exista, nu, fabrica de textile, Bega. Da. A venit și criza în 2008 peste noi. Nu se știa, rămâne o singură clădire, vine și a doua. Ele trebuie să arate bine și una singură, și două împreună, și tot ansamblu cu toate trei celelalte împreună. Deci a trebuit gândit la mai multe capete, cum s-ar spune. În asemenea, când faci asemenea inițiative, asemenea proiecte, acolo era o zonă, mă rog, înainte era și o pădurice, erau niște arbori. Bine, arborii ăia faini erau între și păcat, că au dispărut datorită parcării de la finanțe. Da. Și vine așa o clădire, bum, super nouă. Cum ați crezut că percep oamenii sau care sunt reacțiile? Păi uite, m-am întâlnit cu fostul meu prieten din copilărie și de liceu, Florin Călinescu, și ne-am intersectat așa, eu mă duceam către... Acel Florin Călinescu, mergeam către șantier și el venea, din păcate, de la spital unde un părinte al lui avea probleme, atunci la clinicile noi, și ne-am intersectat tot atunci, prin 2007-2008, și m-a luat, ce ai făcut aici? Niște cutii de sticlă. Da. Și a început în stilul lui și ne-am certat ca pe vremuri. Păi a lăsat-o mai moale. Sau la Tele-Europa Nova, sigur, clădirile de sticlă, cum erau numite, care distrug istoria orașului. Deci sunt diferite tipuri de percepție, unele din convingere, altele din serviciu comandat. Știți, povestea cu ecluza și cu... Știți la ce mă refer? Eu nu știu, dar pe acolo am descoperit, la ultimul șantier, la clădirea 5, s-a descoperit un dispozitiv hidrotehnic de secolul XVIII. S-a blocat șantierul vreo 8 luni și a trebuit să găsim o soluție. Și atunci au început tot soiul de polemici. Noi am, până la urmă, s-a translatat din material originar totul pe spațiul public. Dacă vă duceți acolo, o să vedeți un mic muzeu în aer liber. Mă gândesc acum, dacă aveți vreo părere despre cum ar trebui să evolueze acest oraș din punct de vedere arhitectural, pentru că nu ne băgăm neapărat în politică sau în ce s-a făcut, dar așa bănuiesc că aveți o viziune mai realistică. Retrogradă. Da, de ce vă spun așa? Ce se întâmplă? Există mai multe feluri de a gândi în privința Timișoarei. Bineînțeles. Unul, nu, în mare vorbesc, unul l-aș defini ca cel prudent. Așa le place să-l definească cei care îl susțin. Eu l-am susținut și eu parțial, că am fost și eu consultant la noul PUG până într-o fază. Dezvoltare prudentă. Inclusiv ei au făcut niște simulări foarte explicite în 3D cam cum ar vedea ei orașul. Un oraș mai plat. Așa. Un oraș mai plat. Un oraș care reia tipologiile vechi cu curți, cu incinte. Okay. Nu-i rău. Nu-i rău. E adevărat că această gândire prudentă, ea se potrivește cu un anumit fel de socialdemocrație. Și aici n-avem timp să povestim. Asta și-ar fi dorit ei. Și tot ei au făcut și Pugul Clujului. E bine, și la Cluj și la Timișoara aceste așteptări ale lor au fost înșelate de niște forțe economice mai năbădăioase. Da? Și atunci, place cum vă exprimați. Da. Și atunci,
Eu cred că e nevoie de un pic de mai mult echilibru, chiar dacă cei care sunt, să spunem, prudenți, se consideră ei echilibrați. Eu cred că trebuie înțelese și aceste forțe și dialogat cu ele. Asta cred eu. Bun, pe de altă parte, sunt convins și aici suntem întru totul de acord cu toți arhitecții, cred că trebuie adus la un nivel de eleganță patrimoniul existent. Din păcate, mozaicul proprietății pe toate, pe fiecare clădire în parte, eu am birou într-o asemenea clădire și știu cu ce ne confruntăm, e un balast. E foarte greu ca toată lumea, și mici și mari, și avocați, notari, și persoane fizice, să pună banul jos și să restaureze ce au de restaurat. Deci aici avem mari probleme. Adică, pe de o parte, orașul se primenește la cota lui, cum ar veni, zero, la nivelul trotuarelor și carosabilului. În schimb, planele fațadelor, care și ele sunt spațiu public, nu numai trotuarul e spațiu public, și fațadele, alea sunt lăsate, a le face, eu știu, asociație de proprietari și le fac cu greu. Poate că aici e de discutat pe politică. Eu cred că e nevoie și de exemple de arhitectură contemporană de valoare. Și salut concursul care tocmai s-a desfășurat, cel de la Casa Micloși, adică Multiplexity. Alte orașe fac concursuri de genul ăsta mai de mult, care deja au prins și au și rezultate respectivele concursuri. Sper să mergem pe acest drum și să apară, mă refer, arhitecturi de calitate care să vină dinspre sfera publică. Deci ultima care mie îmi vine în minte este adiția care a făcut-o colegul nostru Șerban Sturza, care ne-a fost coleg 30 așa de ani, arhitect în Timișoara, acum e în București deja de o bună bucată de vreme, dar el a mai apucat să proiecteze acea adiție la Consiliul Județean și care e benefică atât din punct de vedere funcțional, din punct de vedere ca atmosfera spațiului interior cu sala aia multifuncțională. Deci slava Domnului că au reușit să facă treaba asta. Eu mă aștept acum și cu stadionul și cu sala asta de 16.000 să putem să mergem mai departe, deci cu arhitecturi de valoare. Deci asta cred eu, orașul are nevoie și de, nu pot la nesfârșit să mă bazez doar pe triunghiul de cărămidă, cum îl numesc eu, catedrală ortodoxă, cea a mileniului și sinagoga, cele trei clădiri mari din cărămidă de ceramică, da? Și cu piețele Unirii, Libertății și Corzo. Nu pot. 700 nu poate rămâne așa. Nu se poate. Noi am tot făcut propuneri în vremea când lucram pe proiectul ăla. Deci aveți cumva o viziune în care să existe un echilibru între clădirile. Sigur. Asta am văzut la Berlin și mi-a plăcut foarte tare, clădirile foarte vechi, lăsate în forma lor și clădiri extrem de frumoase noi. Deci o combinație. Și vă spun, și intervenții contemporane pe clădiri vechi pot fi făcute într-un limbaj contemporan, într-un dialog cu limbajul vechi, dar sigur aici comisiile zonale ale monumentelor, numai din Timișoara și din vestul țării și din alte părți, sunt reticente. În ce sens? Le e frică de precedente, adică un arhitect de talent și cu har face ce trebuie, și unul care vrea să imite același mod de abordare o poate greși. E greu să fii artist, domnule arhitect. Dar și în muzică știți foarte bine că poți să cânți perfect, da? Dar poți să o iei pe falsete și asta este. Corect. În ultimul minut, spuneți-ne, vă rog, de ce un student ar vrea să se facă arhitect? Sau ce este frumos în această meserie într-un minut? Ce ar fi fain în facultate? Bine, această meserie e mai mult decât atât. Ea, în mod normal, din păcate nu e, acum e în mod excepțional, de fapt, a ajuns să fie o vocație. Mulți cred că se gândesc că totuși pot să câștigi cât de cât bine ulterior. E un mod de abordare. E o vocație care sunt probabil și dintre tinerii care vin, elevi și așa, care simt că viața lor poate fi mai bogată făcând profesia asta.
dincolo de parale. Excelent! Vă mulțumesc că ați fost în emisiune, mi-ar fi plăcut să vorbim mult mai multe, da, dar probabil o să ne mai întâlnim sau cine știe, mergem la o plimbare prin oraș și ne arătați punctual cam ce se întâmplă, pentru că și cartierele rezidențiale, sigur, nu arată cum ar trebui să arate, dar asta este, sunt alte discuții. Vă mulțumim mult de tot. A fost domnul arhitect Vlad Gai Voronski. Eu sunt Silvia Gherasim și pe data viitoare aveți grijă de voi. La revedere!